Bun venit la videoclipul nostru despre Valahia, țara geților luptători sau a lupilor getici. Pentru a înțelege cine suntem astăzi, este crucial să cunoaștem trecutul nostru. În acest sens, trebuie să observăm legătura dintre cuvântul lup și termenul luptător. Războinicii geți erau cunoscuți și sub numele de lupi în ciuda acestor fapte, în conștiința credincioșilor, vechile tradiții păgân legate de cultul sacru al lupului al geților au fost suprapuse cu mai multe sărbători de către părinții bisericii creștine. Astfel, în acest videoclip vom explora originea și semnificația termenului Vlah Vlov Wolf, care în germanică însemna Wolf și poate avea o legătură cu denumirea de Vlah. Există multe teorii și analogii referitoare la acest termen vom explora diverse perspective și vom pune sub semnul întrebării aceste interpretări simpliste care încearcă să reducă termenul la roman. Cine are interesul de a face astfel de analogii și ce implică acestea pentru denumirea diferitelor popoare nu este doar despre românii din Carpați. Etimologia etnonimului antic și medieval Vlahi pare să fie legată de lingvistica germanică și cuvântul germanic Walh sau Walach, care însemna străin sau negerman. Acesta derivă de la numele tribului getoceltic al volcilor, întâlnit de germanici în timpul campaniilor lor în Galia acum 2100 de ani. Această migrare ulterioară a triburilor germanice în Europa în secolele IIV a răspândit acest etnonim în Europa centrală și orientală, inclusiv printre popoarele slave. Însă, este important să înțelegem că acest termen nu se aplică doar românilor, ci și altor popoare. Astfel, vom explora conexiunile cu triburile galiș ale volcilor și volcae, care erau considerate triburi celtice și aveau legătură cu cuvântul șoim și cu alte rădăcini lingvistice. Pe parcursul videoclipului nostru vom investiga aceste conexiuni și vom aduce în discuție teoriile lingvistice, precum și sursele antice și medievale care ne oferă informații despre aceste triburi și etnonimele asociate lor. Vă invităm să vă alăturați și să deslușim misterele lupte valahia, țara geților luptători sau a lupilor geetei cei ca să știm cine suntem. Trebuie să ne cunoaștem trecutul, de aceea cu toții trebuie să fim conștienți de un fapt elementar și să observăm cum luptător are la bază cuvântul lup. De asemenea, să ne amintim că războinicii geți mai erau numiți și lupi, de aceea. Părinții bisericii creștine, dorind să înlăture din conștiința credincioșilor, vechile tradiții păgân au suprapus mai multe. Sărbător peste cultul dedicat animalului sacru al geților, lupul, mai există și alte denumiri împrumutate pentru lup, vlah Vloh, volh care la germanici însemnau wolf, și de unde se poate să provină. Când privim la etimologia grupului de cuvinte formate în jurul etnonimului de vlah valah Oala, chiar rămâi fără îndoială cu multe semne de întrebare. Și mai ales când se vehiculează că vlah-roman, ni se spune că vlah, valah, voloh sunt termeni care au fost luați de slavii de la germanici și însemnau. Inițial roman Oare așa să fie? Cine are interesul de a face astfel de analogii, populația anumită în istorie slavă ia contact efectiv cu pelasgogetor românii din spațiul carpatic prin secolele VV, dar se spune că acest termen le-a fost aplicat abia prin secolele XX și că abia mai apoi ar fi intrat în limba greacă și mai târziu în limbile turcici. Credem că e prea simplistă această abordare, mai ales când se expediază cu câteva explicații fără sens un subiect important pentru denumirea unor popoare nefiind în discuție. Doar românii din Carpați, aici, etimologia etnonimului antic și medieval, Vlahi se pare că este totuși legată de lingvistica germanică, cuvântul germanic Walf sau Alah, însemnând străin, negerman și provine de la numele tribului getoceltic al volcilor, întâlnit de germanicii teutonii în decursul campaniilor lor de Jaf și Pradă în Galia de acum 2100 de ani. Prin 110, 100 hârâ ne amintim că grecoromanii ne numeau barbari, iar acum aflăm că strămoșii noștri barbari erau numiți de Germanici-Volci Deci avem o origine a unui termen și este limpede că migrația ulterioară a triburilor germanice în Europa în secolele IIV, în contact cu Slavii și cu celelalte popoare migratoare, a răspândit acest etnonim de Volkvolvolohoalach în Europa Centrală și Orientală, lingviștii afirmă că pentru populațiile romanice. Dar, spre exemplu, romanii nu se autonumeau vlahi, iar elenii cu atât mai puțin și pe deasupra ei îi numeau barbari pe ceilalți inclusiv pe germanici, iar pentru elenii barbarii erau niște străini care nu vorbeau limba elenă, așadar, exista un neam acum 2000 de ani undeva între luna greco-romană și ceea ce se vă defini ulterior în luna barbară, germanicii și slavii. Acest neam se va numi în timp inițial de la Volkvolh, va ajunge la Vlah, Valonet, că popoarele slave au preluat cuvântul. Folosind inițial numele de vlog în legătură cu strămoșii poporului nostru, mai târziu, forma cuvântului ar fi evoluat. De exemplu, Italia în limba poloneză este numită Ulochi, iar în limba maghiară Olaset sunt italienii, Olah fiind românii. Termenii proveniți din ualflov erau exonime, deci folosiți numai în afară la rândul său. Ualf duce la cuvintele oales, walkeren, Valonia și numeroasele toponime de tip Elci, walsk, walken, înșiruite de-a lungul vechii limite dintre arealul limbilor germanice și cel al limbilor romanice în Alpi. Volcii au fost descriși oficial ca o confederație tribală galică constituită înainte de raidul galilor aliați care au invadat Macedonia C 270 și au luptat cu elenii adunați în bătălia. De la termopile din 279 hr, triburi cunoscute sub numele de Volcae au fost menționate simultan în sudul Galiei, Moravia, Valea Ebro din Peninsula Iberică și Galația în Anatolia, Volcae pare să fi făcut parte din cultura materială la tenetârzie, iar Volcae i-a fost atribuită o identitate celtică. Pe baza mențiunilor din sursele elinești și latine, precum și pe dovezi onomastice. Conduși de grupuri extrem de mobile care operează în afara sistemului tribal și cuprinzând diverse elemente, volcii se pare că erau una dintre noile entități etnice formate în timpul expansiunii militare celtice la începutul secolului al III-lea. Hârâ, adunând în celebra excursie în Balcani, aparent din punct de vedere elinesc, pentru a ataca Delfi, o ramură a volcilor s-a despărțit de grupul principal pe drumul spre Balcani și s-a alăturat altor două triburi, Tolistobogi și Trogmi, să se stabilească în Anatolia Centrală și să stabilească o nouă identitate ca galateni. Tectosagii au fost un grup de volci care s-au mutat prin Macedonia în Anatolia C. 277 Uhr. Strabon spune că tectosagii au venit originari din regiunea numită Modern Toulouse. În Franța, ei sunt menționați ca Volcis și Volcarum de Cezar, ca o Ocai de Strabon și Ptolemeu, și ca Volce pe tabula Peutingeriana, sechi VV de Hr. Majoritatea celtologilor modern consideră că numele tribalul Olcae, Sin. Wolcos provine dintr-un substantiv galez-wolcos, wolca, care poate fi comparat cu galezul goalci. În special, numele personal galez-catu-wolcos are o paralelă exactă în cadualciul galez, el însuși dintr-un vechi britanic vechi catuacos. Tulpina galică-oc poate fi găsită și în numele personale wolcius, wolcenius, wolcenia, wolcenius, wolcinius, wolcacius, wolciani și wolcanus. Sigiliul voievodului Mircea I al țării românești din 1390, înfățișând și în stema țării românești și în care nu este reprezentat un șoim, dar tot o pasăre din specia păsărilor de pradă, în engleză veche walk, care nu are nicio legătură cunoscută în alte limbi germanice, a fost cel mai probabil împrumutat din vechiul britanic Wacos. Dar etimologia acestor forme rămâne obscură. Xavier de la Mar și a propus să derive Olcos din Galia, alături de latinul Falc și Falix, Falsis, dintr-o tulpină, Gol. Ea însă și bazată pe protoindo-europeanul rădăcină GWHL. Din această perspectivă, șoimul în engleză ar fi putut fi numit după forma ciocului său, la fel cum harpa elinească antică desemnează atât o seceră, cât și o pasăre de pradă. Și atunci ne întrebăm justificat ce arme foloseau acești volci care cutreierau Europa din țara Galilor până în Anatolia. Erau aceste arme ale volcilor, Sica și Falixul, ambele arme tradiționale și curbate ale geților, alternativ, numele Olcae a mai fost derivat de Unii savanți din numele al Lupului, Ucos Potrivit lui Ranco Matasovic, totuși, acest lucru este puțin probabil, deoarece forma galilor ar fi păstrat gradul O-Uoco. El susține că descendenții protocelticului ulcos include mai degrabă ulcos lepontic și olchirlandez vechi, rău, diabolic, malefic. De la mar consideră că este îndoielnic, deoarece Ulcos ar fi dat fle în irlandeză veche și ulipos în galică, jonte. Coderivă olchirlandez veche dintr-o formă protoceltică elco-olco, care poate fi comparată cu norvegianul vechi. Il, el propune ca reflexele lui pe Ieucos să includă foil irlandez vechi și gueic din limba galeză veche, după ce volcae tectosagi s-au așezat în pădurea herciniană. Triburile germanice vecine i-au desemnat cu numele Walhaz, un împrumut de la Olcos galez care a ajuns să se refere mai general la vorbitorii celtici și romanici în limbile germanice medievale, galezii, walonii. Vlahie tăcă. Iulius Cezar era convins că volcii fusese răstabiliți inițial la est de Rin, pentru că a menționat volcae tectosages ca un trib galic care a rămas încă în vestul Germaniei în vremea lui și a fost o vreme când galii i-au depășit pe germani prin pricepere și au purtat război împotriva lor în mod ofensiv și din cauza numărului mare de oameni și a insuficienței pământului lor. Au trimis colonii peste Rin. În consecință, volcii tectosaci au ocupat acele părți ale Germaniei care sunt cele mai fructuoase în jurul pădurii hercinice, care, înțeleg, era cunoscută prin raportare de la Eratosden și alți greși pe care ei o numesc Orcinia și s-au stabilit acolo. Care națiune își păstrează până în prezent poziția în acele așezări și are o afinitate foarte înaltă pentru dreptate și merit militar? Acum, de asemenea, ei continuă în aceeași sărăcie, penurie, rezistență, ca și germanii, și folosesc aceeași mâncare și aceeași îmbrăcăminte. Dar apropierea lor de provincie și cunoașterea mărfurilor din țările de dincolo de mare furnizează galilor multe lucruri care te înspre lux și civilizație. Obișnuiți treptat să fie depășiți și înrăutățiți în multe angajamente, acum nici măcar nu se compară cu germanii în pricepere. Cezar a relatat o tradiție care asociază tribul celtic al volcilor cu vasta pădure hercinică, deci probabil erau situate în zona de est a ținuturile Bemiei Centrale, totuși, volcai din timpul său s-a stabilit în Moravia, la est de tribul boilor, mișcarea lor aparentă poate indica faptul că volcai erau noi veniți în regiune. Remarca lui Cezar despre bogăția acestei regiuni poate să se fi referit nu numai la agricultură, ci și la zăcămintele minerale de acolo, în timp ce renumele atribuit Volcae în pace și în război a rezultat din abilitățile lor metalurgice și din calitatea armelor lor, atrăgând atenția vecinilor lor din nord. Împreună cu boii din bazinul superior al râului Elba la vest și cotinii din Slovacia la est, această zonă de așezare celtică din Opida a dus la exploatarea resurselor naturale pe scară largă și la concentrarea meșterilor pricepuți. Sub patronajul unor căpetenii puternice și înstărite. Această cultură a înflorit de la mijlocul secolului al lea până la mijlocul secolului I hr, până când a cedat sub presiunea combinată a popoarelor germanice din nord și a geților din est în timpul lui Burebista, trebuie să se țină seama de descrierea obișnuită a lui Iulius Caesar a sărăciei primitive. Cu o rezistență admirabilă și pricepere militară și legătura sa dintre importurile de lux și apropierea de civilizație, înțelesul propriu, cu moliciunea și decadența. De fapt, legăturile comerciale de lungă durată au oferit elitelor galilor cihlimbar baltic și mărfuri elinești și etrusce, ca esara a considerat ca un dat că celții din pădurea hercinică erau coloniști emigranți din Galia, care captura sără pământul, dar arheologia modernă identifică regiunea ca parte a patriei latene. Așa cum a remarcat Henry Howard în urmă cu un secol, tectosagii descriși de cezar ca fiind încă în jurul pădurii hercinice trăiau de fapt în vechile case ale rasei lor, de unde o parte dintre ei au pornit în marea lor expediție împotriva Greciei și, în cele din urmă, s-au stabilit în Galatia, în Asia Mică, unde unul dintre triburi se numea tectosaci. Așadar, la început, numele era atribuit unui trib getoceltic al volcilor, ulterior, este folosit de germanici pentru a se referi la toate neamurile celte, sub formau Alhos. După ce Roman cuceresc Galia, termenul se răsfrânge asupra populației din actuala Franță, apoi din Italia și din toate zonele unde trăiau strămoșii noștri, cu formele Walh, Walhisk, Walhisk, Welsk și așa ne-am pricopsit cu ștampila de Walahi și Walahia. De la neamurile germanice, termenul a fost preluat de către slavi sub forma Volci, în Slavona de Sud Vla, iar în cea de Est Volo. Slavii de sud l-au transmis bizantinilor și altor popoare balcanice, de unde turcii l-au preluat cu forma Aiflac și la Arad cu forma Ulacut ori Ulagehaș. Deși nu știm cu siguranță dacă la rădăcine acest etnonim antic însemna cu adevărat lup, luptător războinic sau șoim, nu ar fi exclus ca Valahia să însemne, de fapt, ori țara lupilor, ori pădurea, vlăsia, vlahia lupilor. Nu știm cât de vorbitori de latină erau volcii sau dacă ei înșiși își spuneau volh, dar știm că erau luptători și frați de sânge cu geții. Neam din care se trăgeau și ei ca atâtea sute de triburi cu ani buni în urmă, iubitor de natură și fin observatoria ei, geții. Remarca se forța, înțelepciunea și devotamentul lupilor. Această vietate, prototip al războinicului înăscut și model de demnitate, a fost personificată și aleasă totem de către strămoșii autohtoni ai românilor, geții, ca luptători împotriva dușmanilor. Ei doreau să semene și să se comporte ca divinitatea lup pe care o invocau în luptă și în alte împrejurări. Europenii au sărbătorit, în epoci diferite, anul nou, fie în preajma sostițiului de iarnă, cel mai vechi, pe care îl numim Crăciun, pe care l-a moștenit și peste care s-a așezat, în parte, nașterea lui Isus Hristos, fie în preajma echinopțiului de primăvară, mai recent, de vreme ce e legat de anul agricol și, probabil, împrumutat de la popoarele Orientului apropiat, peste care a fost așezat Paștele, fie în preajma echinopțiului de toamnă, anul nou celtic, ale cărui amintirile putem găsi. Și însă metrul românilor, dacă la Celții, sărbătoarea celtică a recoltei, Samhain, care celebra ultima recoltă din an, marcând sfârșitul sezonului fertil, sfârșitul jumătății luminoase a anului și începutul jumătății întunecate, era considerată a fi anul nou celtic, această sărbătoare fiind dedicată celor morți la geții lupi. Există între 13 noiembrie și 6 decembrie o serie de sărbători și obiceiuri foarte vechi, cunoscute sub numele de Filipii de Toamnă sau Grădineții dedicate și. Ele morților. Filipii de toamnă, Filipul cel Știop, Godinetul Știop sau Ovidenia, 21 noiembrie, această perioadă este identificată de către etnologi cu Anul Nou Getic. Acestea sunt legate de credința străveche în reînnoirea periodică a timpului. Vechii geți credeau că granița dintre lumea aceasta și cea de dincolo se slăbește în această perioadă, permițând spiritelor, bune sau rele, să o traverseze. În unele regiuni, sărbătoarea Filipilor este cunoscută și sub denumirea de grădineții, grădineț, godineț. Gădineț, gădinet este numele divinității iernii, lupul, la fel cum căluș este numele divinității verii, calul, celebrat la Rusalii, lupul, că oricare altă divinitate poate ajuta și pedepsi credincioșii, se spune că numai el vede și sfâșie dracii la bobotează, că sperie sau alungă bolile copiilor, în platforma luncani. În imediata apropiere a cetăților getice din munții Orăștiei, primul alăptat al copilului se făcea printr-un aparat confecționat dintr-o falcă și o piele de lup, numit gură de lup pe arii relativ extinse copiii grav bolnavi, după ce erau supuși unor practici magice, erau numiți lupu, vietate de care să se sperie moartea. Filipii sunt personificări divine ale lupului, simbolul lupului apare în numeroase tradiții spirituale ale lumii, atunci când este considerat divinitatea iernii și a nopții, valorizarea sa devine pozitivă, faptul că lupul vede noaptea îl transformă în simbol al luminii, cu caracteristici solare, de erou războinic și strămoșmitic, simbolistica sa, are un caracter inițiatic. Dându-i lupului un rol de călăuză, la 21 noiembrie, sărbătoarea, numită Ovidenia, Obregenia sau Vovidenia, corespunde în. Calendarul popular cu celebrarea unei divinități a lupilor, Filipul cel Șchiop sau Godinetul Șchiop, țăranii au grijă să țină cum se cuvine această sărbătoare de teama de a nu fi pedepsiți de Filipul cel Șchiop. Se zice că ar fi cel mai mare dintre filipi, fiind sfânt, ce ar fi fost pedepsit de Dumnezeu că s-ar fi abătut de la dreapta credință. Nenumărate rituri de purificare prin foc, în general rituri de tranziție, sunt caracteristice pentru culturile agrare, într-adevăr, ele simbolizează. Incendierea ogoarelor care după aceea se împodobesc cu o haină verde de natură vie. În luna satului românesc se spune și Vovidenia sau Ovidenia, termen ce echivalează cu rusescul Vovedenie, și nu știm care pe care a influențat, se zice că ar fi ziua în care începe iarna, iar țăranii spun că în noaptea de Ovidenie comorile ascunse ard cu flacără albastră, iar cerurile se deschid și, precum în ziua de Crăciun, animalele pot grei cu glas omenesc. Cum este o sărbătoare a luminii, ce sparge întunericul iernii și al morții, există tradiția de a petrece această noapte cu lumină și cu focul aprinse, cercetând cerul cu luarea aminte, pentru a afla din semnele vremii și ale rodului anului ce urmează, dar frumusețile cerului sunt văzute numai de cei buni la Dumnezeu, cum ar fi ciobanii care nu au văzut la ochi femeie, această sărbătoare se ține pentru ochii ce văd, pentru vedere. În acest scop, unii oameni sfințesc în această zi câte un fuior, cu ajutorul căruia, la nevoie, se șterg la ochi cu apă. Ovidenia este considerată, la rândul ei, zi magică, în care se deschid cerurile, iar cei cu sufletul curat pot înțelege graiul animalelor și sunt martorii unor miracole. O trăsătură caracteristică a acestei sărbători este metafora luminii, prezentă în legende, credințe și superstiții, acum se aprind luminări despre care se crede că nu se vor stinge niciodată pe luna cealaltă, iar lumina lor va călăuzi sufletele celor adormiți, tot din vechime, lunii noiembrie îi se mai spunea și Zodia Lupului sau Luna Lupului, în luna noiembrie. Constelația Orion își face apariția, înainte de miezul nopții, înspre sud-est, împreună cu el apar și câteva din constelațiile de. Iarna, Taurus, Gemini, Canis Minor și Canis Major. Stelele strălucitoare ale acestora se disting foarte bine, Aldebaran, Procion, Castor și Polux fiind printre cele mai strălucitoare stele de pe întreg cerul, cele mai strălucitoare stele de pe cerul vizibil iarna, seara și aproape toată noaptea, formează un mare triunghi aproape echilateral, în consecință se numește triunghiul de iarnă. Este ușor de identificat din cauză că în interiorul lui nu sunt stele strălucitoare. Stelele ce compun triunghiul de iarnă sunt Sirius, Procion și Betelgeuse. În multe civilizații străvechi de pe glob, Sirius, steaua câinelui sau steaua lupului Ceresc, a fost înconjurată de mister, învățăturile ezoterice din toate timpurile i-au atribuit, în mod invariabil, un statut special, iar importanța ei în simbolismul ocult este bine cunoscută. Tribul lupului din Nebraska o cunoștea pe Sirius sub numele de steaua lupului. În timp ce alte triburi din zonă îi spuneau, steaua coiotului, Sirius este considerată soarele din spatele soarelui, dacă soarele întreține viața fizică, Sirius este considerată că întreține și conservă viața spirituală, Sirius a fost venerată de multe culturi antice și se credea a fi portalul spre cer, zeicinocefalii, sunt extrem de vechi și răspândiți, ei având de cele mai multe ori un rol funerar, ca ghizi ai sufletelor și gardieni ai morților, aceștia sunt reprezentarea lui Sirius, în Egiptul Antic. Sirius era văzută ca cea mai importantă stea de pe cer, de fapt, ea stătea la baza întregului sistem religiosal. Egiptenilor era venerată sub numele de Sotis și asociată cu Isis, zeița mamă din mitologia egipteană. Isis este aspectul feminin al trinității formate din ea, Osiris și fiul lor, Horus. La egipteni, Sotis era o stea atât de importantă, încât cele mai multe zeități ale lor erau asociate, într-un fel sau altul, cu ea, Anubis, zeul morții și tot. Marele învățător al umanității, erau și ei asociați cu Sirius. Sărbătoarea Lupercalia începea prin sacrificarea a doi țapi. Preoții logau simbolic oamenii cu pieile țapilor jertfiți, gest considerat aducător de noroc leu pe Latina. Cel care apără de lupi, în mitologia romană, este zeul italix străvechi, zeu al pastorilor, protector al turmelor, identificat cu zeul Pan, zeul din mitologia greacă veche, socotit drept protector al turmelor și al păstorilor și înlocuit mai târziu de faun, zeul fecundității din mitologia romană, legenda spune că Romulus și Remus, întemeietorii Romei, au fost fii preotesei Erhea Silvia și ai lui Marte, zeul războiului. Abandonați, condamnați la moarte și cruțați de servitorul ce trebuia să înfăptuiască crima, sunt găsiți de o lupoaică, ce îi alăptează și îi adăpostește într-o peșteră. Stătea un Lupercal, în peștera unde tradiția a susținut că Romulus și Remus au fost alăptați de lupoaică. Peștera se afla la poalele dealului Palatine, pe care se credea că Romulus a întemeiat Roma. Acolo au fost descoperiți de un păstor, care ia în casa lui și crește ca pe proprii copii. Această peșteră a fost sacrariul zeului Lupercus și în gaiul ce o era altarul cu o statuie a zeului, îmbrăcată numai cu o piele de capră peste umeri. Acest loc se numea Lupercal, soția zeului sa. Numit Luperca și păstorii credeau că s-a prefăcut în Lupoică, ca să scape pruncii de moarte, conform legendei înregistrate de către Plutarh și Livius, Romulus a fost ca primul rege al Romei. Romulus l-ar fi ucis pe Remus într-o dispută asupra locului viitorului lor oraș, pe care Romulus avea să-l numească după numele său, Roma, vechimea acestei sărbători a fertilității. De dinainte de fondarea Romei Antice, nu a fost stabilită, iar originea ei s-a pierdut prin vacurile istoriei. Atanasie Marian Marienescu, cultul păgân și creștin. Sărbătorile și datinile romane vechi. La geți, lupul, după unele legende, avea și un rol funerar, de călăuză a sufletelor în lumea de dincolo, unde ajungeau însă numai cei virtuși prin fapte, cu siguranță el în această ipostază îl reprezenta pe Sirius. Rolul psihopomp, de călăuză în regatul morților, apare mai ales în mitologia românească, în pocete care vorbesc despre întâlnirea cu animalul inițiatic. Și ți vă mai ieși, lupul înainte, că să te înspăimânte, să nu te înspăimânți, frate bun să-l prinzi, că lupul mai știe seama. Codrilor și și el te vă scoate la drumul de plai, la un fecior de crai, să te duci în rai. Toate aceste sărbători dedicate lupului o au un prim plan pe Sirius, steaua câinelui sau a lupului ceresc, venerată pe tot cuprinsul globului și care compune, în perioada aceasta, triunghiul de iarnă. Steaua Sirius, considerată portalul spre cer, ținutul zeilor, din vechime a fost paznicul și călăuza sufletelor celor morți, din cauza asta, în perioada aceasta. Majoritatea sărbătorilor sunt dedicate morților. Pentru că lupul, câinele, Sirius, călăuza păzește intrarea dintre lumii, acestea încep cu Ziua Lupului sau Filipul Cel Mare de Toamnă, 13 noiembrie, gradienții, 13-16 noiembrie, Filipul Cel Șchiop sau Godinetul Șchiop, 21 noiembrie, Sărbătoarea Lupului, 30 noiembrie și se încheie cu Ziua Sfântului Nicolae. Interpretarea miturilor din culturile antice nu este o știință exactă și legăturile sunt greu de demonstrat, totuși, legătura simbolică dintre Sirius și cunoașterea ocultă apare. Constant în istorie, traversând veacurile, de fapt, ceea ce este venerat astăzi de ocultiști era venerat și acum o mie de ani, societățile secrete moderne, care sunt considerate ordine hermetice, îi atribuie stelei Sirius cea mai mare importanță. Simbolismul acestor societăți relevă o conexiune profundă între Sirius și filozofia ocultă. Steaua câinelui este punctul central al învățăturilor acestor societăți secrete, ca dovadă, multe societăți secrete sunt numite după această stea. Din zorii civilizației și până în timpurile noastre, de la triburile din Africa până la marile capitale ale lumii, steaua Sirius a fost și încă este văzută ca astrul dătător de viață. În ciuda diferențelor dintre culturii și epoci, stelei câinelui îi sunt atribuite aceleași calități extraordinare, ceea ce ne facem să ne întrebăm. Cum a fost posibil ca toate culturile să se sincronizeze perfect în miturile lor despre această stea a existat o sursă comună care i-a determinat pe toți oamenii de pe. Pământ să asocieze steaua câinelui sau steaua lupului cu divinitatea, sursa cunoașterii, înțelepciuni și puterii, ca să răspundem la această întrebare, trebuie să știm răspunsul la alta. Cine au fost primii pământeni? G.E.T.P.M.N.T.A. Ne avem așadar răspunsul în G.E.T. Și ce ne-a rămas de la strămoșii noștri? G.E.T.B.G.E.T. Aceste legături devin și mai evidente când examinăm simbolismul și învățăturile societăților secrete, ale căror credințe și ritualuri sunt în mod special legate de acest corp ceresc, subiect pe care îl vom aborda în alt articol. Sunt teorii ale celor care nu ne preau la inimă că strămoșii noștri ar fi venit din sudul Balcanilor, chiar de-ar fi așa, înainte de a merge spre sud s-a mers spre nord, spre vest sau spre est, iar pentru noi Dunărea sau toate râurile din Balcan sau Europa nu era o graniță, ci doar pe interioare în terava la orum, dar cine ne contestă? Tocmai alogenii fără nicio rădăcină europeană. Acești mâncători de carne crudă în imbecilitatea lor își închipuie că dacă strămoșii noștri erau ciobani sau agricultori este vrojenă. Ori în mintea lor bolnavă a jefui satele băștinașilor, cum o făceau sălbaticii este o onoare, cei cu vlahi. Cine sunt Valahi? Valahi era numele dat de către alte popoare, populațiilor din Europa ce se credea atunci că este limbă latină, dar noi știm de fapt că era limbă românească arhaică și le spunea un fel și chip, Vlah, Valah, Flac, Blac, Valon, Oala, Welsh, Volcae, Voloh, Vlahorinchini, Blaga, Bolohoven, Blacumen, Olah. Toți erau cei care vorbeau o altă limbă decât germanică pentru germanii din Evul Mediu, precum erau și barbarii pentru greco-romanii din Antichitate. Unii ne-au făcut barbari, alții vlahi, dar noi tot ăștia suntem, pe las care au populat Europa cu oile și cu plugul, sau cu arma să ne apărăm avutul, iar dacă pescarii sau plugarii nu scriau cronici mincinoase despre împărății mari și fantasmagorice, cum cred că au avut alții, asta nu înseamnă că bagajul cultural nu se moștenea oral din generație în generație, mai mult. În istoria dreptului există un model valah, cunoscut ca primul model de drept, fiind menționat masiv în documentele. Cancelariilor Principatelor românești, ceea ce reprezintă o mărturie fundamentală a existentei vechiului drept valah, jus valaum, în latină, dreptul valah poartă denumirea de lex antica valaurum or jus valahicum valaurum. Se poate afirma că dreptul valah este primul model de drept internațional european, având aplicabilitate dincolo de granițele statale. Dreptul valah avea o parte economică și una juridică, ce nu puteau fi încălcate. În relația cu instituțiile responsabile cu impunerea și asigurarea respectării legii proprii statului respectiv, vlahii răspundeau uzual la orice interpelare a acestora cu formula «Dumă la stăpânul tău, am dreptul valah», prin care aducea la cunoștință că poseda un drept special. Vlahii au protestat împotriva celor care au îndrăznit să intervină și să încalz privilegiile recunoscute ale vlahilor, după cum se menționează în documentele anului 1447. Ca exemplu jurisdicțional Valah, până în anul 1598, domnii Valahi din cetatea Făgărașului primeau la numirea în domnie și titlul de duce de Făgăraș, invocându-se, Jus Anticum, Vaivodarum, Valachiae Transalpinae. Practic, Valahi sunt prezenți și astăzi pe întreg teritoriul Europei, dar predominant în aria Carpaților din România, Ungaria, Ucraina. Polonia, Serbia, Slovacia, Cehia etc. În Cehia exista chiar o regiune autonomă a vlahilor denumită Valahia Moravă, în Ceha, Moravska Valaca. Cap de pot pentru continuitatea civilizației vlahilor de-a lungul Carpaților. Denumirea de Vlahi apare pentru prima oară în anul 976 în scrierile cronicarului grec Ioan Schilițes, numai că Diocasius în istoria romană nu menționează Vlahi, ci scrie, geții locuiesc pe ambele maluri ale istrului, dar cei ce locuiesc din coace de fluviu, lângă țara tribalilor, țin cu plata birurilor de Mosia și se numesc Mosii, afară de cei așezați foarte aproape de tribalii. Cei de dincolo poartă numele de daci, fie că sunt geți, fie că sunt traci din neamul geților, care locuiau odinioară în munții Rodopi. Scriind despre ambasadele lui Priscus la curtea lui Atila, din anul 448, istoricul Liseanu arată că bizantinii au găsit sate cu case de tip colibă spre deosebire de corturile nomazilor, localnicii se ocupau cu agricultura fiind sedentari. În descrierea lui Priscus, localnicii sunt numiți sciți, istoricul Zosimos scrie. Teodosius îi respinse pe Scil și pe Carpodacai, peste Istru. Carpodacai e o mențiune a autohtonilor geți sau carc din secolul al cincilea de pe fostele teritorii ocupate de romani. Ne-au amețit cu numele lor de nici ei nu mai știau cum să le spună la unii și aceiași, adică cei care vorbeau o limbă rumânească arhaică, ne spuneau bageți, batraci, badaci, basciți, bacarpi, batribali sau mousi, bavlahi, dar noi eram același vechi și arhaic popor, mai treceau câteva sute de ani și ne trezeam cu alt nume de botez pentru vechi băștinași carpatodunăreni. Apariția cuvântului în scrierile lui Schilițes și în compendiul lui Chedrenos este legată de lipsa lor din imperiu timp de mai bine de două veacuri, datorată extinderii stăpânirii bulgare asupra teritoriilor locuite de românofonii orientali, numiți în bulgărește. Filologul Ilie Gherghel, într-un studiu despre cuvântul Vlahi, arată că denumirea cartierului Blachernae din Constantinopol vine de la Vlahi și datează aproximativ din secolul al VI-lea, Vlahi au avut o colonie lângă capitală. Arătând cât sunt de răspândiți, istoricul Teofilact Simocata a scris despre Blachernae în legătură cu câteva. Evenimente din secolul al VI-lea din timpul împăratului Mauricius Pentru secolul al VII-lea, Isidor din Sevilla a scris în secolul al VIII-lea lucrarea un Libri Viginti arătând că dacii din vremea lui ar fi urmat și goților, cosmografia anonimului din Ravena compusă după anul 680, Dacia, care se numește și Gepidia, indică venirea nomazilor Gepizii pentru secolul al VIII-lea. Istoricul Stelian Brezeanu scrie că primele date precise despre românii de la sud de Dunăre, numiți Vlahorinhini, apar într-un document istoric referitor la mănăstirea. Casta Monitou, scris în secolul al XVII-lea, dar bazat pe o sursă bizantină din secolul al IX-lea, conform documentului. În vremea iconoclasmului la Sefentul Munte s-au așezat 30 de familii de vlahorinchini. Aici, însușindu-și educația religioasă, sunt botezați și devin creștini. Secolul al IX-lea, Iosif Genesios a folosit denumirea de geți. Într-o relatare legată de participanții la răscoala lui Thomaslavul din anul 821, o scrisoare a lui Emerici din Gen către Grimaldus, Abația Sete, Gal. Menționează românii nord dunăren cu numele de daci. Gente inumeras. Sunt his germanic truceset sarmata belaxat cu egeta enec non bastarnae semina gentis da corun cu emanus et martia pectorialani. Chiril și Metodiu au avut mai mulți discipoli în secolul al IX-lea, dintre care doi au propovăduit creștinismul în rândul slavilor rămăși printre românii deja creștini din țările rumâne, Jean Dov în Dacia și Moznopon în Alpibus Valachicis. Secolul al X-lea, în gesta Hungarorum menționează că românii din Panonia și Transilvania au fost atacați de nomazii asiatico-onoguri. Lexiconul suidas din secolul al X-lea arată că la acea vreme geții sau dacii sunt numiți pe cenegii. Acest lucru înseamnă că de... Fapt pe CNG a ocupat vechea geție care era locuită în acel timp de români. În anul 938 Ibn al nadma a publicat lucrarea Kitbe al Fihrist în care a menționat turcii, bulgarii, vlahi și alte popoare. Identificarea blaga cu românii a fost făcută de Dod și Spinei. Denumirea de vlahi era deja utilizată încă din secolul al VIII-lea, când au fost identificați vlahorinchinii în Balcani. Cronicarul arab Mutahar al Makdisi, care a trăit în secolul al X-lea, a menționat printre vecinii popoarelor turcici pe slavi, Waladji, alani, greși și alte popoare. Cronica lui Nestor descrie fapte din secolul al X-lea, arătând că nomazii unguri au alungat vlahi și le-au luat pământurile. Datele despre vlahi din cronica lui Nestor sunt confirmate de cronica gesta Hungarorum. În secolul al XI-lea, vlahi sunt menționați pentru prima dată în Moldova cu ocazia unei bătălii care a avut loc pe erul Alta în apropiere de Kiev în anul 1019. Vlahi au participat la războiul civil pentru conducerea Kievului luând partea unui principe local. În tabăra opusă vlahilor erau varegii care au consemnat mai prezența vlahilor în bătălie sub denumirea Blocumen. Vlahi din Moldova sunt menționați ca participanți alături de pecenegii în bătăliile de la Șiraleș, Jud, Bistrița, Năsăut și... Oradea mică în Ungaria, vlahi sunt menționați în 1040 sub numele de geți și daci ca mercenari în Polonia participând la război în vremea ducelui Cazimir. Ana Comnena descrie românii în Alexiada folosind termenii vlahi dar și daci. Dacii locuiesc pe pantele de nord ale munților Haemus iar macedonenii pe pantele de sud. Fucher de Chartres a menționat participarea românilor la prima cruciadă din 1095 utilizând denumirea de daci. A mai menționat și că o parte din cruciați au trecut prin țara ungurilor. Chartres face astfel distinție între daci și unguri în secolul al XII-lea, cuvântul Vlahi. Este folosit de Gheorgheos Chedrenos și de Michita Honiatis relatând răscoala asneștilor din 1185, împăratul Isaac Angelos zgârcindu-se să cheltuiască pentru serbările de nuntă din banii vistieriei, îi aduna fără cruțare din propriile ținuturi și a jecmănit din meschinărie și alte orașe din părțile Anhialosului, pe furiș, dar mai ales și a făcut sie și romeilor dușman pe barbarii din muntele Haemus, care mai înainte se numeau misieni, iar acum se cheamă Vlahi, aceștia, încredințați în nepătrunderea ținutului în care locuiau și bizuindu-se pe cetățile și posadele lor care sunt și foarte numeroase și ridicate pe stânci abrupte, s-au sumețit și altădată împotriva romeilor. După aceea misienii au început să acționeze fățiși ca niște răzvrătiți. La început vlahi se codeau și fugeau de răscoala la care erau împinși de Petru și Asan. Ulterior denumirea vlahi se răspândește în documentele istorice europene din Evul Mediu sub diferite forme, Walachen, Valacues, Vlas sau Walachians, Velascos sau Valacos, Velaci sau Valachi, Volohi sau Lochi, Vlasi, Olahochei sau Vlaoc, Vlahoi, Aiflaclar și variante. Înainte de 1991, istoriografia română nu a folosit niciodată calcul lingvistic valahii nici pe cel de Valahia pentru țara. Rumânească, cel mult apăreau cuvântul Vlahi pentru romanicii sud-dunăreni și cuvântul Vlahia în titulatura bisericească Mitropolia Ungrovlahiei. Odată cu înmulțirea traducerilor aproximative din lucrări străine, a apărut obiceiul greșit de a folosi în limba română valahii pentru Românii înainte de 1859 și Valahia pentru țara românească. Dicționarul enciclopedic acceptă Valahică numai pentru pentru faza geologică astfel denumită în scara stratigrafică internațională. Originea numelui este legată de lingvistica germanică, aceeași origine duce la cuvintele Welsh și Wallon în alte părți ale Europei pentru populațiile locale considerate romanice, ex. Prințul Charles de Wales, mai târziu, forma cuvântului s-a nuanțat, oarecum schimbat în funcție de utilizatori, de exemplu, Italia în limba poloneză este numită Ulochi, iar în limba maghiara Olaset sunt italienii, iar Olah sunt românii. Civilizația valahă prezintă similitudini frapante de-a lungul carpaților în ceea ce privește etnografia. Folclorul sau economia rurală și are comună o parte a vocabularului, păstrat atât în arhaisme dialectale cât și în toponimia montană, peste tot. Simbolurile cioplite pe obiectele de lemn sunt asemănătoare, practic, dacă acceptăm aspectul exterior al caselor din bârne de lemn, interiorul locuințelor este de multe ori identic până la amanunt în toate regiunile amintite. Aceste lucruri în sine pot reprezenta o dovadă că grupurile de valahi au fost la origine un singur popor. Pentru informare completă recomandăm și surse externe, cum ar fi de exemplu articolul UEARE Valaz, scris de Leo Baca, ce face referire la stopami minulostii. Capitol Z de Jin Moravai a slezcat of the Past, capitole din istoria Moraviei și Silesiei. de Zdenek Conecni și Frantisec Minus Berno, 1979.